Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă în zațul de cafea și în cărți obișnuite pentru următoarele 3 zile. Ceașca arată așa, o ceașcă foarte interesantă. Văd că scoateți afară niște lacrimi, poate că ați plâns. Ați plâns pentru niște vești. Aici pot fi și legate de niște ape. Pot fi și apele care au dat puțin pe din afară. Și mai văd și lacrimi de bucurie pentru cel din căsătorie, încheiere de căsătorie, ceva văd așa, sau chiar pentru o barză, pentru o sarcină, bucuria nașterii sau bucuria acestui barză, poate botez. Văd aici un noroc, un mare noroc care a venit cu lacrimi de bucurie. Mai văd și un I cu bucurie, cu reușită, un E mai văd cu reușită. V-ați mirat de ceva, a spus și un punct pe I. În casă pe casă vin vești, trei vești, trei, fiecare zi aveți câte ceva care rezolvați, care faceți, văd că creșteți, progresați. Vin vești de dar, aveți niște noroace, vine un noroc care vine și din urmă, văd că aveți niște figuri geometrice, nu știu ceva, zici că aici sunt niște figuri așa, orică aveți copilul care pregătește pentru școală, vă ocupați de studiile copilului de geometrie, de ce are el, orică voi ați creat ceva, ați creat ceva așa foarte artistic, artizanal, așa într-un fel, sau ați fost la niște evenimente care au ceva legătură cu aceste chestii creative, artistice, geometrice, figuri geometrice, că văd că mai sunt și pe viitor, deci mai aveți, apare o dragoste, să știți aici. Vă atingeți o țintă. Acum, dragostea asta poate fi fie de o persoană, parcă zici că e ca un îngeraș, așa, o persoană foarte bună, foarte sinceră, foarte sensibilă, romantică, poate fi o persoană foarte creativă, sau e vorba despre munca voastră, care e foarte sensibilă, creativă, așa, sunteți foarte artiști. Văd aici că puteți avea o mare revelație, o mare minune. Cine această persoană pare mai blonduță, mai șatenă, blonduță, așa, poate, sau foarte albă la față, vine un miracol pentru voi, să știți, parcă zici că, uite ce noroc vă aduce această, vine, deci parcă zici că și Universul cumva are ceva pentru voi să vă ofere, să vă facă să vedeți, să vă deschid o cale, văd aici că aveți, parcă are legătură poate și cu marea pentru unii dintre voi, parcă zici că e un căluț de mare foarte frumos, un prieten foarte bun, poate de la mare, pe litoral, pe undeva, la aici poate fi și din străinătate, nu numai că aici parcă zici că e oceanul. O să descoperiți niște secrete, aflați de o înșelătorie, de o vulpiță, de o persoană care a ținut ascuns ceva, aici poate legat și de o sarcină, poate chiar are legătură și cu o sarcină. Vă înnoiți cu ceva în acest weekend, faceți niște înnoiri, că vă duceți să faceți niște înnoiri în afara casei, vă duceți pe undeva, ori aveți examene, că văd că tot urcați, creșteți, să zic așa, sau sunteți cu niște persoane care să faceți ceva să creșteți, sunt persoane parcă care sunt studenți, și că sunt studenți care studiază, mai multe rânduri de studenți care se întâlnesc să discutați, să și petreceți, să și discutați sau să dați examene. Văd aici cu multe, multă veselie. Pe unde vă duceți voi în aceste 3 zile? Văd că vă duceți poate la niște evenimente, spectacole. Pot fi și în aer liber, dar pot fi și aglomerații, să știți. Deci, cumva, poate că treceți pe acolo, vă uitați și vă întoarceți, să vă duceți mai bine unde să vă distrați, să vă bucurați, decât să stați să vă enervați. O să aflați poate și de persoane care au probleme cu legea și de aceea nici nu vă amestecați, pentru că sunt niște situații puțin periculoase, vi se par vouă. Posibil și să aflați de vreun dezastru care a fost sau acum iese la iveală, o mare, mare secret, să știți, de o dol, de o greutate, dar cum să zic, adică ce iese la iveală poate ține, are o legătură cu mai multe chestii care au fost ele, lucruri necurate, să le spunem așa, afaceri necurate, urâte, lipsite de scrupule aici, văd chestii lipsite de scrupule, de moralitate, de dar chestii, cum să zic, foarte grave. Deci, cumva la stratul de jos, ca și cum au legătură, ele s-au dus până către sus, sau au niște nivele, sau mai sunt întreruperi, știți cum se le văd, ca și cum a plecat de jos în sus și au crescut, sau ajuns până acolo, sau de jos, de sus în jos, cumva au o legătură, dar între ele sunt breșe, sunt doar legături subțiri, să zic așa, finuțe, subțiri, prin niște,
combinații, cumva, niște întortorochiri, dar cumva se descălcesc în aceste zile, 3 zile. Are legătură cu profesia, cu cariera, că Evita mai capul la ești de diavol, de câine, de deci pe un câine acela, parcă e ca un câine de la turbat, gata să atace. Cumva pentru că iese în față, zici că iese cineva care a avut aici, cum zic eu, îngerul morții. Acum, îngerul morții, parcă zici că nu mai vrea să fie îngerul morții, și că vrea să se transforme, că el la început n-a fost îngerul morții, el a fost înger și s-a transformat așa cum și diavolul a fost un înger, n-a fost un înger al răului, nu? Un diavol, ci s-a înrăit pentru că nu a fost lăsat să facă și din ceilalți să-i aducă la ce vroia el. Și atunci l-au îndepărtat. Practic, asta a făcut divinitatea. L-a îndepărtat pe o persoană care nu era pozitivă pentru divinitate și l-a îndepărtat. I-a lăsat libertatea în altă parte. Du-te și te descurcă, cum ar veni, așa cum fac părinții care au copii rebeli și nu se mai înțeleg, nu? Îi spune, bine, pleacă și du-te, ești major, fă-ți viața ta și fii responsabil pentru ea. Și de aici apar aceste suișuri și coborâșuri și pe societate și mai știu ce, în funcție și de cum cine reușește să subjuge cumva diavolul, să-l mai îmblânzească, să-l mai păcălească. Dar aici văd așa, deci aici sunt cumva situații dublate, văd aici un SS. Deci are legătură, să știți, cum să zic eu, o chestie aici cumva care are legătură cu vreun trecut, persoane care au niște reminiscențe, nu că au fost în trecut ceva, ele de au fost în anumite, dar aici sunt niște chestii din ce văd aici în viitor, zici că sunt niște blazoane, niște simboluri din acela de demult care nu prea mai sunt tolerate de societate pe niciunde. Ei, și aici sunt niște persoane care au niște comportamente de acest gen. Ce fac ele, în schimb, este și de toate, deci, cum să zic, foarte multe lucruri obscure, ascunse, ies la lumină sau apar secrete de atunci. Pot apărea secrete din epocile de mult apuse, pentru că au vreo legătură cu ceva. Aici o să vedeți voi, are legătură, poate are legătură cu străinătatea, că aici e undeva în afară, deci altă parte a casei, din altă parte, da, deci total opus unde sunteți voi, deci mai în altă parte. Poți fi situații conflictuale acolo sau văd acolo certuri, discuții, probleme de sănătate, dușmănii, pasiuni din alea cu care, cum să zic, energii din astea puternice, grele, care aduc la, cum să zic, aici cumva văd ca și cum cineva, doar câteva persoane profită, restul sunt doar niște, parcă zici că sunt în celule, 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 zici că sunt persoane care sunt izolate, ori apare pe sănătate probleme de sănătate, că văd aici un șarpe și șarpele mai este și simbolul sănătății, ori sunt vorba de trădări, de înșelătorii, de lucruri grave care au legătură și cu energia feminină, cu chestiuni de acestea, ca și cum unul a fost adus într-o situație să facă niște lucruri pentru că a fost cumva într-o relație cu cineva și era ascuns această relație și era acolo, poate, nu știu, cineva care manipula, cineva. Apare astfel de secretă. Deci, voi are legătură cu serviciul vostru, profesia voastră sau influențează. Că, de exemplu, tu lucrezi într-o firmă care tu habar n-ai că firma respectivă este în colaborare cu o firmă de peste ocean sau de nu știu pe unde și nu știu ce se întâmplă pe acolo și o să fie o reacție în lanț. Deci o reacție în lanț, așa, știți cum se destructurează niște situații, zici că se fac breșe, 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 breșe. Ce să zic, e așa că ați văzut cum este când se destramă o pânză de păianjă, nu? Deci se rupe pe colo, pe colo, pe colo, până când se curăță, e ceva așa, se șterge praful, se șterge, cumva ies la lumină. Apar secrete, pot apărea și cu ocazia acestor ape care se vântură ele, vremea, ceva, alunecări de pământ, de ceva, ies, cum ar veni alunecă pământul și iese la suprafață ceva de pe vremea când au fost conflictele cu 100 de ani, să zicem, da, pe teritoriul respectiv și de acolo a fost ceva îngropat. Apar de atunci, secrete de atunci, dar sunt secrete diabolice, de lucruri urâte sau de bunurile care au fost luate prin niște lucruri, obținute prin lucruri urâte, prin chestii lipsite de scrupule, de moralitate, dar și de această situație de control din asta, adică cum ar veni, au fost persoane care au fost ținute ca în celule, ca în celule, ca în celule, așa, ca și cum
să fie sub un control total, în care să nu aibă de acolo să iasă decât cu permisiunea, în cazuri extreme, în cazuri speciale, în anumite condiții. Deci aveți aici, că văd niște capete aici de drăgușoră, adică persoane foarte viciate, îndrăcite ele, puse, răite. Și ele la rândul lor, parcă în capul lor stau alți drăgușori. Deci, cum să zic, sunt niște reacții în lanț aici pe la servici, în care zici că e drăgușor după drăgușor, fiecare drăgușor are un alt drăgușor, care unul mai mare ca altul, unul mai mic ca altul. De-astea sunt aici, să știți. Deci, eu, cum să zic, societatea cumva se împarte. Deci văd că sunt și pe o parte și pe alta, multe lucruri se clarifică, multe persoane se luminează, multe persoane se schimbă, foarte multe, dar mai sunt pe aici, pe acolo, și unde se concentrează, zici, acolo pot apărea niște probleme, acolo pot apărea și dezastru ăsta aici, care zici, îngerul ăsta al morții, care zici că se pune în fața aici, știți cum e, zici că se bate îngerul morții cu diavolul. Ca și cum îi spune diavolului, gata, oprește, că nu mai m-am săturat, am obosit, nu mai pot să mai iau atâtea victime. Știți cum e? Cam așa simte energia asta, cum așa de puternică este undeva în afara casei, în altă parte. Că e prea multă, nu știu, aici văd persoane care au probleme, au probleme de sănătate, au probleme de, poate că au probleme de venituri, de bani, sunt așa, dar și de sănătate. Deci pot fi blocaje și pe sănătate. Unii dintre voi la serviciu aveți niște probleme acolo, pentru că sunt discuții cine mai rămâne, că nu mai rămân la loc serviciu decât poate anumite joburi, spre exemplu, nu că se închide, ci că se mai trimite acasă, că e șomaj, că e șomaj tehnic sau să se lucreze de acasă sau chiar să se mai facă reduceri, poate, și asta pot crea conflicte. Acum mai poate fi și chestiile care sunt pe societate cu lumea care se adună în weekend pentru una alta. Și mai pot ieși aici niște probleme, niște conflicte, pentru că sunt niște chestii agresive. Și de o parte și de alta. N-aș putea să spun că doar unii, că zici că parcă se ondulează unii după alții, zici că fiecare folosește tactica celuilalt, se imită unul pe altul. Deci cumva așa, dar mi-apare mie, zici că e un SS, zici că sunt dublate unul după altul, parcă. Și ceva îi unește, ceva îi destramă, ceva îi unește, iar îi destramă. Ceva așa, zici că dansează, zici că e un dans din ăsta așa, între doi rivali, ca o luptă de cocoși din aia, în care dacă te uiți așa, unii stau pe margine, se uită, dar am zis, uite, stă pe margine chiar Îngerul Morții de o parte și de altă parte acest dragon, acest cap de drăgușor, care ei se întâlnesc cu acest înger și asta la nivel de spirit, la nivel de energie, dar la nivel de persoană pot fi persoane care au trecut prin niște greutăți și s-au săturat de ele să le mai treacă, nu mai vor. Au făcut rău și poate că nu mai vor să mai facă, vor să facă o pauză, vor să se schimbe, chiar vor să se schimbe, că uite ce mare noroc, văd oportunitatea aici, văd aici o persoană care a fost, poate chiar, că văd că are și o pisică în cap, are și picioarele, parcă zici că sunt de drăgușor, la picioarele sale are un drăgușor, dar ca și cum vede oportunitatea, că este, ce oportunitate este să se schimbe, să schimbe această energie, să treacă de partea binelui, cum ar veni. Așa, foarte alegorică, să zic așa, această situație ce văd eu aici, foarte simbolistică, multă, dar și după aceea, uite ce reușite vin, ce bucurie, ce veselie poate fi. Deci, sunt în ocazii în acest weekend să se schimbe niște lucruri, dar este destul de complexă, să zic așa, energia, încât cine poate pricepe, pricepe, cine nu. Pentru că e greu să descrucești binele de rău, ai să vezi adevărul, pentru că dacă ai apucat să intri în mijlocul acelei situații, este greu să mai știi cu cine, de cine să te. Poate că ești prins aici, pentru că văd că zici că ești ca un pom așa, în care crengile tale ți-au crescut printre niște situații dificile și acum cum să te retragi? Cum să-ți scoți mâinile, brațele de acolo? Ai rămas cumva blocat, îți taie brațele, rămâi fără mâini, rămâi fără cap, rămâi fără ceva, ești cam așa de văd. Deci că e o persoană aici care are și-a ridicat mâinile, capul și s-au crescut, i-au crescut în. Deci o să se schimbe ceva. Apare și o mare creație, zici că e o mare. Mare bogăție care poate să se. Cum să zic, se poate transforma această situație într-o situație foarte pozitivă dacă se schimbă ceva. Aici ține foarte mult de inteligența cuiva, de bunătatea cuiva, de acest noroc pe care îl vede cineva, cineva îl știe, îl vede, îl anunță, îl spune, doar că cine îl pricepe, cine vrea să-l folosească, că
văd că se opun aici. Sunt niște persoane care scot flăcări pe gură. Pentru că e vorba și de mentalitatea care a fost, e greu să-și o schimbe. Pe de o parte, pe de altă parte, nu face parte din interesul său. Interesul său e cu totul altul. Dar văd că există șanse. Deci nu, până la urmă, tot bine le învinge, pentru că sunt îngeri. Văd mulți arhanghele aici, uite, și pe aici. Deci, parcă zici că sunt și farfurii zburătoare. Deci că sunt niște spirite din astea, așa, ca fantomele. Spirite, deci ce să zic. Și planetele, zici, constelații aici, zici că se schimbă ceva, să știți, zici că vin și niște schimbări. Văd aici așa un scorpion, un rac. Și pe negru și pe alb. Deci aveți niște situații, cum să zic, aveți poate cunoștință de scorpion și rac, unele bune, unele mai puțin bune pentru voi. Văd că aici puteți afla, zici că eu în gane, zici că e un scorpion sau un rac sau amestecate zodiile de apă între ele, așa cumva, date peste cap. Și după aceea se schimbă și se transformă în ceva bun. Foarte interesantă. Deci să știți că trei zile vorbim, parcă zici că e așa o vânzoleală care scoate până la urmă ce trebuie să iasă până la urmă, adevărul, luminarea asta, darurile, câștigurile, că toată lumea văd că poate să se bucure, că parcă vine aici din cer, zici că vine, și aici la fel, zici că din cer vine o lumină, îți vine o inspirație, îți vine o intuiție, un înger care stă, aici văd un porumbel legat de o pace, poate legat de o întâlnire, de o clarificare. Urcați, vă vin, uite, 1, 2, 3, 4, s-ar putea zici că parcă pică din cer niște daruri sau nu știu, vin niște oportunități. Deci sunt trei zile foarte, foarte interesante. Pe dragoste, veste, primiți veste, care sunteți într-o relație, vă vin o veste, dar care sunteți într-o relație cu un partener care are un viciu, în acest weekend nu e că își va lăsa viciu. Veți face o clarificare, văd că cumva ține foarte, foarte mult și de o plimbare pe care o faceți împreună cu această persoană, voi doi. Deci vă duceți pe undeva unde puteți clarifica cu această persoană, poate ieșind cumva să vă mai aerisiți împreună. Văd că ieșind undeva la lumină împreună, puteți aduce o îmbunătățire la relația voastră. Se poate îmbunătăți ceva. Dacă rămâneți pe loc, ține foarte mult de sentimentele dintre voi, cât de puternice sunt. Pentru că e și sunt grijă aici, văd că vă văd așa cu capul plin de ceva, de o supărare, de o îngrijorare. El foarte, parcă are ceva pe ochi, parcă nu vrea să vadă, nu vrea să audă, parcă zici că nu are nici urechi. Stă încruntat așa, parcă îl văd cu încruntat așa, cu, zici că e ca o, are în capul său parcă o ciocănitoare, o ceva care îl ciocăne în capul, să zic, are, zici că e o pasăre care are o râmă, poate îi place să pescuiască, are în cap, poate să plece la pescuit, cine știe, aici cumva, dar văd că are o dușmanie sau are o problemă de sănătate, să știți. Văd aici că sunt și probleme de sănătate. Griji care sunt și legate de sănătate. Griji foarte mult. Să știți că e un weekend în care cumva și pe suflet cumva, vă simțiți momente în care în prima parte a zilei poate vă simțiți mai pozitive, mai încărcate, dar după aceea parcă vă încarcă ceva. Vă încarcă, nu știu, aerul care respirați că este mai umed sau mai irrespirabil sau grijile acestea vă întunecă puțin, vă face o confuzie, vă face puțin mai, așa, mai neliniștite, înmulțiți niște bani, o să aflați de doliu, aici de doliu cuiva, văd că ori ați trecut prin doliu și dați puțin deoparte, cum se spune, această durere, nu mai puneți atât la suflet, pentru că aveți alte griji, alte preocupări mai importante, să faceți niște bani, sau apar chiar pe societate niște vești, niște puțin îngrijorătoare, care vă dau de gândi, vă pun puțin pe gânduri. Aici ziceți că aveți de-a face chiar cu un drăgușor care stă pe gânduri. O să aveți de-a face cu cineva care are el un viciu și cumva stă pe gânduri să ia o decizie. Și drăgușorul, să știți că are și el momente lui de oboseală, să zic așa, în care parcă zici că stă așa cu mâna la falcă și se gândește, ar fi cazul să mă mai opresc, să mă mai odihnesc, să mai schimb și eu ceva, să fiu și eu mai altfel.
Da, pot fi astfel de situații, poate și pentru că apare îngerul ăsta aici care îl stopează, poate fi și o astfel de situație, dar în orice caz, cu darurile pare că stați bine în acest weekend, vin vești. O să descoperiți și pe cineva în afara casei care vă cam urmărește. Dar dacă sunteți atenți, nu are ce să vă afecteze. Aflați, într-adevăr, unde vă duceți, o să aflați, că acum nu toți o să vă duceți voi la cumpărături sau pe unde. Puteți să auziți, acestea sunt multe, că circulă foarte multe vești. Deci este foarte multă vorbărie, aș putea să spun, în acest weekend, și în casă, pe casă, orică vă uitați voi la știri și de aici curge așa informația, că parcă vin din mai multe surse. Aveți trei programe, cel puțin, la care vă uitați, poate, pentru știri, să aflați voi mai multe, că e de pe Discovery, că e de pe vreun program de de știri, orică aici cumva telejurnale din acestea, că văd că aveți și, totuși vă văd și citind, sau, nu știu, ceva care studiați pe casă în casă, dar mare pe casă care vine curând, dar să știți că sunt niște secrete, o să aflați niște secrete în aceste zile, legate de niște persoane care fac ele niște chestii să le răstoarne. Aveți luat o hotărâre, văd aici un B, un M care joacă un rol important, un I, un F pe lângă casă, pe casă, dar și o dușmănie, un S, iară S-ul ăsta, ce-o fi cu S-ul ăsta, că tot se mai repetă, T-ul, iară văd un T, un T, aici cumva aveți, se delimitează două chestii, parcă zici, că începe să se separe niște lucruri, ar veni să se vadă mai mult bine, deci din acest T cumva se mai subțiază ceva, se mai schimbă ceva. Pot apărea totuși niște schimbări în aceste zile care țin de drumurile care le faceți voi. Văd aici de niște vești care le faceți. Văd o ciocănitoare. Deci că e ciocănitoare aurie. Văd ceva de desene animate cu copii pe undeva aurie. Deci că e o ciocănitoare aurie. Deci aflați niște vești. Știți că desene animate, ciocănitoare aurie era cu veștile. Probabil ceva de genul acesta este. Dar vești bune le văd aici în afara casei, care sunt, vă aduc niște noutăți, niște oportunități, niște reușite, niște cunoștințe noi. Vă duceți poate la vreo inaugurare, ceva, aici văd niște spectacole, nu știu, pot fi ceva de gală, de ceva, sau nu știu, de premier, văd niște premieri, niște cupe, sau aveți ceva de sărbătorit, o încheiere de căsătorie, că aici poate fi undeva la munte, sau undeva unde e mai senin, mai deschis, văd mai lume, mai veselă, mai. Sunt niște întâlniri, acum pot fi și întâlniri pe societate, că văd acest E mare care poate, D, iar O, mai văd aici, mai multe, B, sunt multe litere adunate, dar, cum să zic, vin cu mult, e și multă veselie, parcă zici că sunt, ori văd pe undeva la schi, văd că se nică și ninge, poate fi chiar ger, dar cu reușită și totuși, adică, pentru unii multă reușită, dar pentru alții să știți că totuși ce pericolul ăsta aici poate fi legat și de vreo, Doamne ferește, de vreun incendiu, ceva, că drăgușorii ăștia și cu acest, cum să zic, acest dragon care îl văd eu că scoate flăcări, asta poate să fie chiar la propriu să iasă flăcări la ceva, să se întâmple ceva. Sau iară mișcări de pământ pe undeva, că văd așa alunecări de teren sau ceva aici. Este aceste simboluri care sunt ale diavolului, că aici ce mi-apar mie așa, cumva el face niște mișcări. Diavolul cumva, răutatea, energia care s-a concentrat, cumva iese dacă nu e o supapă, bubuie, face ceva, o mișcare, o ceartă, un scandal, ies secretele la suprafață, pentru că nu se mai poate ține ascuns, pentru că s-a făcut prea mult rău și cuiva nu mai poate suporta, a ajuns la maximul de suportabilitate. Cum se spune, ți-a ajuns cuțitul la os, când îți ajunge cuțitul la os, ce ai să faci? Te-a pus și schimbi, încerci să schimbi, să te salveze, încerci să faci ceva, să nu mai permiși și așa mai departe. Și cumva văd aici că de aici apar și dușmănile acestea, că e și vorba de o dragoste, de suferință în dragoste. Văd aici niște inimi îndurerate, îndoliate sau care nu mai sunt aceste inimi. Că de aceea apare Îngerul Morții aici, că iese la suprafață, se oprește el în față cu acest dragon și îl ceartă, îi zice ceva, sunt spiritele. Aici noi, cum ar veni, noi ca oameni muritori, să zic așa, din ce simt eu energia, e ca și cum noi nu știm ce se întâmplă în aer. În aer, cumva, aceste spirite, aceste îngeri, aceste energii ale răului și ale binelui, ele cumva au discută la nivel de energie. Noi suntem doar ca și ne vedem ca fizic, dar sufletul nostru are o energie pe care o simte fiecare. Unul are suferindă, unul are bucuroasă, unul are tristă, unul are nervoasă și așa mai departe, că suntem energii.
Oh, ce o să obosiți, o să oftați, o să aveți așa o... răsuflați, ușurați unii dintre voi, o să vă... ca și cum, e ca atunci când unii s-ar putea să fie și vorba de cineva care își dă sufletul, să știți aici, eu de asta, adică ce văd aici, cineva care și-a dat foarte greu sufletul sau care s-a chinuit foarte tare și de-aia ies la suprafață aceste chestiuni, pentru că a trecut printr-o suferință multă până și-a dat sufletul. A fost chinuit acest suflet, n-a avut o viață ușoară și nici n-a terminat-o ușor, deci cumva parcă zici că de jos în sus, adică ca și cum de la naștere tot a mers din rău în rău, deci ca și cum ar fi mers numai din rău în rău, n-a scăpat de una, dat de alta, că am zis parcă se țin lanț lucrurile astea așa, deci a trecut prin niște situații care au fost repetitive, dublate, combinate. Deci aflați secrete grele, 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 secrete care nu se mai pot ține ascunse, nu se mai pot băga sub preș, nu se mai pot tolera în primul rând, că e vita mai diavolul aici, care parcă zici că stă și se uită direct în ochii tăi, în sufletul tău și să-ți absoarbă toată bucuria, toată energia și nu mai vrei să permiți, s-ar putea tu ca persoană sau să auzi în jurul tău persoane care nu mai permit aceste lucruri pentru că s-au săturat să mai audă, nu mai vrei să auzi în jur nici de ăla că e sărac, nici de ăla că plânge, nici că ăla că e bolnav, nici că ăla nu știu ce și schimb. Ori pleci, că vedeai schimbările pe casă și pleci, ori te opui, ori... deci schimbări vor veni, asta le văd, pot fi aceste 3 zile un început, ca și cum îți propui o fixare, îți fixezi ceva, un punct, o zi, o săptămână, sau chiar de acum încep schimbările sau se produc chiar în aceste 3 zile. Haideți să încep spun și cărțile. Foarte interesant. Vedeți să spun și cărțile pe zodii, am venit cu mai multe amănunte în funcție și de zodia, în care le aveți, să felul acesta poate să înțelege mai clar și ce vor să spună, să vrea să spună cafeaua. E o citire generală, bineînțeles, intuitivă, așa cum percep eu energiile și le intuiesc și le văd din ceea ce se formează ca și imagine în vasul de cafea. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru următoarele 3 zile, pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, pentru casă, pentru dragoste, pentru drumuri, pentru servici și surprize. Daruri și bucurii, vă împliniți niște dorințe, să știți, vă bucurați. Puteți avea un weekend liniștit, un weekend în care îl visați liniștit, îl visați cu daruri, îl visați cu bucurie, îl visați cu un drum de fericit, să zic așa, de fericire sau un suflet pereche. Aveți o foarte, foarte bună, foarte bună intuiție, sunteți foarte creativi, copiii pot juca și un rol important pentru voi. Niște dorințe, daruri poate care vi le faceți voi înși vă sau persoana iubită care aveți o relație cu cineva, e persoana iubită care se gândește la voi să vă facă un dar, să ieșiți pe undeva, să fiți împreună. Într-adevăr, pe casă, în casă, pot apărea probleme care le rezolvați pe sătăi sau chiar un copil. Aici văd că se poate rezolva ceva legat și de un copil, de un noroc, de o veste, se schimbă ceva. Aici, printr-o familie, poate, văd aici, o să aflați poate și de cineva care a trecut printr-o singurătate, tristețe, o haină militară, un tânăr, un copil aici care a avut, sau cineva care a avut probleme cu un copil și se pot rezolva. Poate apărea chiar, poate e vorba de o sarcină care apare că a auzit că a născut cineva. În dragoste vă vin vești, o declarație de dragoste, să știți, poate veni pentru voi printr-o haină de stat, poate printr-un tânăr, prin niște întâlniri faceți cunoștințe noi, aveți voi și niște îndoieli, niște neliniști, poate niște vise, vă cam urmărește cineva, poate și corespondența, poate și întâlnirile, ieșirile, dar văd că sunteți iubiți, iubite, vă gândiți și la voi, cumva sunteți puțin mai egoiști, poate faceți și mișcare în sport. Văd aici că sunteți mai bătăioși, mai bătăioși, chiar vă fixați un obiectiv. Să slăbiți, să mai vă îngrășați sau nu știu, să mergeți undeva, să studiați, că poate chiar studiați, văd aici că poate puteți lua un premiu, un examen sau copiii voștri au niște examene. În drumurile voastre reușite aveți niște hotărâri, niște rezolvări legate de un dar, de un cadou, de familie. Aici puteți avea de întâlniri și cu niște prieteni, familie, protecție divină, poate duceți la biserică sau chiar la un botez, apar invitații. Și pe serviciu o mare reușită, mare, mare reușită, care vă vin prin niște persoane din semn de pământ, le văd aici, printr-o instituție, printr-o moștenire, printr-un cadou, prin niște persoane care sunt prietenoase, simpatice, familiste, văd aici niște
persoane care pe servici în servici pentru voi vine cu o mare rezolvare, cu o mare reușită. Dar surpriza, într-adevăr, poate fi un doliu, să știți. O cumpănă care poate veni și din cauza unei persoane din semn de apă, rac, scorpion sau pești, poate fi aici un doliu prin care trece această persoană sau aflați de doliu de persoana aceasta că nu mai este, din dragoste. Poate fi o persoană care are o pagubă într-o dragoste, are într-o afacere, în ceva, un faliment sau poate că din cauza unei ambiții, unei dragoste, ceva poate pica într-o cumpănă. E o cumpănă. Ori această persoană va duce vouă o cumpănă pe dragoste și temei. Acum depinde, o să vedem, să pun niște cărți, să vedem de ce cu această situație, pentru că puteți avea ori această persoană într-o cumpănă, ori ea să nu vă facă vreo cumpănă. Deci, e pare pe surpriză, o persoană blonduță pare ea, sau o persoană din semn de apă. Sau e vorba de apă, legat de apă, de vreme. De vreme. Pot fi, într-adevăr, niște vești aici, pot fi niște schimbări din cauza răutății cuiva, din cauza unor examene, din cauza unor servicii pot fi aici, să știți. Poate și legat de niște întâlniri aici cu niște domni. Poate aici care legătură, poate cu un așternut. Să știți, aici puteți afla de niște probleme care le are o tânără, o doamnă, ori legat de o sarcină, legat de o sănătate, legat de o haină de stat, poate. Are legătură și cu vreo relație, cu niște afaceri, dar și întâlniri între domni. Și văd că pot fi cu niște greutăți. Acești domni au reușită, ca și cum e o prietenie între doi domni și pică cu necaz o doamnă. Pentru acea, dar pare că vine și din cauza unei răutăți a unui tânăr, unei hărțuieli sau unei greutăți, că o face un tânăr. Ori are probleme cu copilul, cu un tânăr, ori vedem ce se întâmplă pentru zodiile de Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, următoarele trei zile, ce reușite, ce realizări pot fi. De aceea mi-a apărat poate și la cafea acea persoană care parcă era dată peste cap, parcă era când pe față, când pe dos. Mă vine un dar, să știți, voi aveți ceva de rezolvat pe un dar, pe o vacanță, poate, pentru o ieșire pe undeva, pentru o afacere, pentru un împrumut sau pentru un dar de casă, poate vă gândiți să vă faceți o casă, să rezolvați ceva legat de casă. Pentru casă în casă, într-adevăr, reușite care vin discuții, întâlniri cu cineva dintr-un semn de apă, pentru niște dar, pentru niște servicii, văd aici că aveți aglomerație undeva, cu o persoană cu haină de stat, poate, sau cu un bărbat din semn de apă, văd aici că voi aveți niște discuții care pot fi cu răutăți, dar pot fi și cu rezolvări, până la urmă se pot rezolva niște lucruri. Și în dragoste mare reușită printr-o persoană din semn de foc care vă vine în casă, cu dar de la drum lung sau o persoană care pleacă la drum lung pentru o mare reușită de dar, are o mare realizare undeva la drum. Aici cumva voi sunteți în niște schimbări. Că văd și aici, pe casă aveți 3, aici 3. Deci în 3 zile, 3 puncte, 3 ore, se întâmplă o schimbare, o mișcare. De 3 ore aveți niște reușite împreună cu cineva din semn de foc, că văd că sunteți gând la gând și poate apărea și un copil la voi, poate fi și un miracol unui copil. În schimb, în drumurile voastre, tot 3. Ia uite ce se schimbă, ce schimbări la semnul de pământ. Deci, aici văd cu semne de apă, semne de foc aveți voi niște. Ceva pe curând se schimbă. Aici legat de un serviciu. Se poate însănătoși cineva, se poate schimba ceva. Aici cumva o cumpănă se poate transforma în bine. Deci tot rău, cum ar veni, ce interesant, exact ce am văzut și în cafea. Tot rău parcă se transformă în bine, se taie necazul, se schimbă ceva. Foarte interesant. Legat de niște servicii, legat de niște daruri, legat de niște generații, deci de la generația tânără la generația mai în vârstă, să zic așa. Generația mai în vârstă pare cu necaz, generația tânără pare mai cu bucurii. Cumva se schimbă și generația vârstnică, mai întinerește puțin, se schimbă. Și pe servici la fel, mari bucurii, mari reușite, cu niște doamne aici, văd cu un cuplu, poate, sau și mai multe persoane, în orice caz, văd aici cu reușite. Sau voi, ca domn, puteți fi aici cu bucurii cu două doamne, văd aici.
cu niște prietenii, cu niște rezolvări și pe surpriză la fel. Văd ca doamnă sunteți cu mare reușită cu declarație de dragoste, cu întâlnire frumoasă cu un bărbat dintr-un semn de foc. Aveți aici o declarație, faceți cunoștință sau vă întâlniți. Deci sunt niște întâlniri importante pe care le aveți în acest weekend, niște reușite foarte importante. Se taie un necaz la semnele de pământ, se schimbă tot rău spre bine, se transformă necazul însuși în bucurie. Supărarea în reușită. Haideți să vedem și pentru semnele de apărat, scorpion, pești. Ce poate fi în aceste trei zile în casă, în dragoste, în serviciu, surpriză? Pot veni niște reușite, niște vești. Un bărbat brunet, poate că vă gândește. Casa, poate, sau gândiți voi să vă duceți în casă. E, cam gândiți voi, totuși, depinde ce gândiți voi, să știți. De voi depinde, de gândurile voastre. Pentru că dacă gândiți negativ, s-ar putea să se întâmple și așa. Dacă gândiți pozitiv, chiar dacă se întâmplă ceva negativ, măcar nu v-ați gândit pozitiv, cel puțin ați, adică dacă tot nu puteți schimba ceva, de ce nu ați gândit tot mai bine pozitiv? Pentru că totuși mai aveți o șansă. Într-adevăr că, uite, pe casă chiar ați putea avea bucurii. Deci chiar ați putea avea o mare reușită. Ori auziți de reușita cuiva, de vreo casă, de vreun dar, de vreo, vă bucurați pentru cineva, pentru niște tine, pentru niște copii, care fac niște, iau niște examene, care au niște bucurii, care sunt creativi, care fac niște servicii, mișcare, sport, aveți musafiri, vești bune, intuiția voastră vă aduce și o reușită. Deci gândirea pozitivă chiar vă aduce reușită, chiar vă aduce o noutate, o soluție, un dar, un cadou, musafir. Deci chiar merită să gândiți pozitiv. Și pe dragoste la fel, întâlniri cu cineva din semn de foc, cu vești, cu noutăți, cu întâlniri întemeiate, poate cu partenera, cu partenerul, luați niște hotărâri, poate legate și de vreo ieșire în aer liber, faceți sport, mișcare sau pentru un copil, vă văd aici în lume multă cu reușită. În schimb, în drumurile voastre, aici poate fi un chef. Se poate transforma lacrimile în bucurie, în chef, în petrecere, într-un noroc. Ține de cineva din semn de aer, poate din cuplu, dar văd că pot apărea bucurie, reușite, lacrimi de bucurie. Dar în schimb pe servici, totuși poate apărea o cumpănă, o greutate în lume multă. Aici puteți avea legat de niște servicii, de gândurile cuiva, ale voastre, poate chiar. Cumva gândirea pozitivă vă poate schimba această supărare într-o bucurie, într-o reușită, într-o rezolvare. Că văd că și pe surpriză vă vin vești bune, vă sună cineva, vă caută cineva, vă dă cineva vreun dar, vă propune cineva vreo întâlnire, rezolvați ceva pe sănătate. Aveți de-a face cu o persoană mai simpatică, o persoană mai blonduță. Vă văd așa, într-o neliniște asta care se poate schimba, vă schimbă starea de spirit cineva. Că vă sună, vă caută, vă spune vreo veste, ceva vă bucură. În ciuda acestei neliniști care poate tot această persoană vă spusese vreo neliniște, acum vine să vă spună poate că a scăpat de acea greutate, poate fi și acest lucru. Deci văd că se schimbă o energie. Haideți să vedem și la semnele de aer. Poate fi un weekend foarte reușit, tot rău să se transforme în bine, chiar dacă există și o cumpănă, ea se va depăși. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, ce poate fi pe casă, dragoste, serviciu, vești, aflați vești, vești, secrete, noutăți, aflați voi ceva. Daruri chiar, aveți de luat niște hotărâri, aveți niște întâlniri în oameni cu funcție, poate și faceți sport, dar poate și luați niște hotărâri, vă duceți poate chiar la biserică, aveți niște întâlniri de afaceri, de niște hotărâri, dar pot fi și întârzieri în drumurile voastre. Amânați din plan. Pe casă în casă. Bucurii, bucurii, schimbări, noutăți. Deci gândiți pozitiv că vă văd aici cu mare reușită, cu cineva din semn de pământ. Vă văd cu o persoană blonduță și atentă, o persoană simpatică, cu cineva din semn de aer, tot la fel ca și voi, poate o persoană mai blonduță sau poate fi cineva cu ochii verzi albaștri care vă gândește cu o veste bună, cu o propunere, o invitație, o casă. Vine o veste de o casă, de o întâlnire, de o... Dar, în schimb, pe dragoste, uite, și la voi apare semnul ăsta de apă. Mamă cu copil, o chestiune aici ține de ape, nu știu, ține de ceva, de un temei, de un doliu, mamă cu copil care trec printr-o cumpănă sau poate fi vorbe, din cauza unui tânăr această doamnă are ea o cumpănă, un doliu, are, doamne ferește să nu afla de cineva care nu mai este de vreun copil care a trecut printr-o cumpănă din cauza unei doamne sau...
mamă cu copil, deci cumva vă văd aici că pe surpri în dragoste, cumva sunteți îndurerați din cauza unei prietenii sau din cauza unor trădări. Aici poate fi vorba de o trădare care ține de o haină militară, de un secret, de ceva. Aflați voi niște secrete legate de o persoană într-un semn de apă. Poate de o chestie de copilărie, de copil, de tinerețe, ceva. Aflați voi ceva de supărarea cuiva, poate, de ambițiile cuiva. În drumurile voastre, în schimb, văd că vin vești bune, întâlniri, noutăți, faceți cunoștință cu cineva, faceți spor, mișcare, aflați poate de vreo competiție, ceva, de niște drumuri. Pe servici, în servici, aici vă văd cu bârfe, discuții, lume multă, care se pot rezolva problemele. Dar așa aveți poate și niște dueluri, să zic așa, verbale cu cineva, niște discuții, dar se rezolvă. Și pe surpriză o mare reușită de dar, să știți, un miracol, o însănătoșire, o veste, un secret bun pentru voi care aduce reușită, realizare, care aduc vești bune. Pentru zodia voastră sau sunt tot printr-o persoană cu haină de stat sau cu ochii verzi albaștri, poate fi semn de aer chiar care dă vești cu bucurie, cu cumva intuiția voastră vă ajută să mai faceți niște bani, să mai rezolvați niște probleme, să aveți niște întâlniri de suflet, să aveți niște reușite, să vă luați o vacanță, poate, să aveți o bucurie, dar să vedem și cu cumpăna asta aici, că e tare îngrijorătoare această cumpănă, mamă cu copil aici, are legătură de mame cu copii sau are legătură de persoane tinere care sunt într-o cumpănă și doamnele și tinerii, copiii, tinere, doamne, domnișoarele, doamnele și copiii pot fi într-o cumpănă pe dragoste, pentru ce iubiți voi, să aflați de ceva aici. Da, e cam... Da, pentru... Are legătură poate cu un drum. Are legătură cu un drum, cu o sănătate, cu ceva. Deci vă trebuie un miracol aici, că se produce o schimbare aici, pentru că poate se produce o schimbare pentru că e o tragedie, sper să nu fie nicio tragedie, sper să fie totul de bine, să se taie un necas, pentru că văd că poate fi un miracol. Ține și de intuiție, poate, să anticipați ceva sau se confirmă ceva aici, cum ar veni intuiția voastră, vă spune ceva, un secret iese și la suprafață și pentru că e ceva ce ați intuit, cum ar veni, vine o confirmare. Poate fi și acest lucru. În orice caz, se poate produce și un miracol, că ai o intuiție, cineva, vine o veste, se schimbă ceva, se poate schimba ceva. Cam asta e din ce văd pentru semnele de... Da, se poate schimba ceva în bucurie, acum s-a întors, poate ține și de gândurile unor bărbați, văd aici niște tineri, niște persoane mai mature, mai în vârstă, dar și mai tinere. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că ați vizionat acest video, vă doresc o zi minunată, binecuvântată, un weekend plăcut, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!